Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip voi testa în sfârșit probabil cel mai bun fludor, fiind cel de la Cinel profesional, din câte se vede fabricat în Polonia. Iar pentru a fi mai interesant videoclipul, voi face și o comparație cu cel de la Best. Aș putea spune că e o comparație destul de corectă, ținând cont că ambele au același procentaj de staniu și același procentaj de plumb, respectiv 60% ambele, 40% de plumb la ambele. În cazul celui de la Best nu scrie, dar așa este. Și flux aproximativ la fel. Aici scrie 2,25, mă rog, și în cazul acesta de 2,5. Să spunem la fel. Testul va fi făcut pe acest cablaj și voi lipi pe un alt cablaj cele 4 rezistoare. Ca să vă arăt mai aproape. Cam așa arată. Să vedem ce scrie pe aici. După cum observ mai jos scrie că acesta este restricționat pentru utilizatorii profesionali. Da. Să vedem și pe spate. Aveți și limba română? Da. După cum se vede. Cel de față nu a fost cumpărat de pe TME. Asta pentru că unde sunt eu acum în țara asta nu îl poți achiziționa, ci de pe eBay. O alternativă. Probabil o să pun și link dacă ar ajuta cu ceva, dar numai dacă doriți voi. Scrieți în comentarii. Ca așa dacă îl pun în descriere, nu o să mai apară nimeni să scrie în secțiunea de mai jos. Păi bun, haideți să trecem la teste. Cablajul a fost curățat, șmirgheruit și șters cu alcool izopropilic pentru a-l degresa. În partea stângă vom lipi cu cel de la Best la temperatura de 200 de grade. Tot la 200 de grade, de data aceasta cu cel de la Cinel. La 250 de grade, cel de la Best. Tot la 250 de grade, cel de la Cinel. La 300 de grade, cel de la Best. Și în sfârșit, cel de la Cinel, la 300 de grade. Deci, 200 de grade, 250 și 300 de grade. În partea stângă flutterul de la Best, în partea dreaptă cel de la Cinel. Observăm că în cazul celui de la Cinel pare să aibă o cantitate de flux mai însemnată. Asta se observă. Însă calitatea lipirii aș putea spune că e aceeași. Poate am eu senzația că e mai bun cel de aici, dar repet, dacă ar lipi cineva înainte, nu s-ar vedea diferență. Însă, în privința prețului, cel de la Cinel e mai ieftin. Iar acum să lipim
4 rezistoare, primele două fără flux adăugat suplimentar, iar ultimele două cu flux adăugat suplimentar. Să începem cu cel de la Best. Aici. Și în zona asta. Al doilea, fludorul de la Cinel. Al treilea și al patrulea rezistor cu flux, deși nu știu dacă e chiar e nevoie, pentru că cele două role de fludor au deja flux în ele. Acum vom lipi cu cel de la Best. Și în sfârșit cu cel de la Cinel. Păi, aș putea spune că diferențele nu prea se văd. Și cel de la Best și cel de la Cinel lipesc la fel de bine. Concluzia mea este că dacă lipiți cu acel fludor de la Cinel sau cel de la Best, nici nu prea aveți nevoie de flux. Mă refer la flux adăugat suplimentar, numai în anumite situații. Să recapitulăm. Primul și al doilea fără flux, al treilea și al patrulea cu flux adăugat, cel de la Amtec. Primul, cel de la Best, al doilea de la Cinel, al treilea de la Best și al patrulea de la Cinel. Concluzia mea este că cele două sunt cam la fel. Nu observ diferență între cel de la Best și cel de la Cinel. Bineînțeles că pe viitor, din cauza faptului că cel de la Best e mai scump decât cel de la Cinel, în al doilea rând nu se mai găsește la rolă mică și în cele 100 de grame parcă nu ar avea. Am senzația că e cu totul cu acea carcasă din plastic. Însă cred că cel de la Cinel are 100 de grame. Asta pentru că se simte. Nu am cântărit, din păcate nu am un cântar, dar așa se simte. Deci, datorită prețului, probabil pe viitor voi achiziționa tot Cinel. Bineînțeles că mai l-am și pe cel de la mecanic. Aveți și link în descriere dacă doriți să vedeți diferența între cel de la Best și acesta de la mecanic. Am clip separat, nu mai e nevoie de altul. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!